fie, îi felicită pentru ceea ce fac. Palatul Copiilor are rezultate meritorii pe toate. Văd acolo pe doamna care se ocupă de teatru. Sâmbătă o să ne întâlnim la concursul de teatru, Teatru pentru Mine, care face foarte la fel din Silviu Genărescu. Domnul prefect, vrea să ne mai spună ceva? Mulțumesc că mi-ați dat prilejul. Mi-ați ridicat o minge la fileu, în sensul că mi-ați pomenit aici de un album la nivelul țării. V-am incitat. Da. E puțin spus. La nivelul județului Olt, instituția prefectului împreună cu Consiliul Județean a realizat un astfel de album monografic, de fapt două, unul care prezintă tradiții, bucătărie, meșteri populari, ce spuneați dumneavoastră, și unul care este de prezentare turistică, să zicem, al județului Olt. Cele două albume vor fi prezentate dumneavoastră tuturor în jurul datei de 1 decembrie. Deci noi suntem un pic mai aplicați, vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut și pentru faptul că ne reprezentați la nivel național, dar trebuie, cred, întâi să avem grijă de ceea ce se întâmplă în județul Olt. Și mulțumim pe această cale celor care ne-au ajutat în realizarea acestor albume, printre care este și domnul Ciure, și mulțumim pentru ceea ce a făcut. Încă o dată. Mulțumesc pentru oportunitate. Și acum o fotografie de familie, după cum ziceam. Hai din partea să-ți facem.